Referendumul constituțional nu asigură garanții pentru parcursul european al Republicii Moldova dacă societatea și clasa politică nu vor rămâne în continuare pro-europene, spun unii analiști politici. Potrivit lor, chiar și după modificarea legii supreme, vectorul extern al țării va putea fi influențat de forțele politice și chiar schimbat. Analistul politic Nicolae Negru susține că dacă rezultatul referendumului va fi validat, atunci Constituția va fi modificată automat cu publicarea deciziei în Monitorul Oficial. Astfel, nu există riscuri majore ca modificarea legii supreme să fie tergiversată. Totuși, acesta precizează că inserarea unui nou titlu în Constituție nu va garanta nici de cum aderarea Republicii la UE. Asta nu înseamnă că mâine va fi altfel. Oricum, trebuie să mergem spre Uniunea Europeană făcând pașii necesari, dacă de pildă la alegerile viitoare parlamentare sau chiar la aceste prezidențiale, dacă alegem un adversar al integrării europene sau partide care vor altceva decât integrarea europeană, desigur că ei s-ar putea ajunge și la anularea acordului de asociere sau la anularea statutului de candidat. Nici din punct de vedere economic, țara noastră nu va avea avantaje suplimentare și fonduri doar din modificarea Constituției. Totul va depinde de cât de pro-europeană va fi clasa politică de la Chișinău și de cât de mult va dori să implementeze reformele. Faptul că acolo e scris ceva în Constituție nu garantează absolut nimic. Nu este nicio lege a Uniunii Europene, nici un regulament a Comisiei Europene care să spună că dacă scriți în Constituție nu știu ce cuvinte, vă garantăm nu știu ce suport financiar ca pondere în PIB anual. Nimic de genul acesta nu există. Toate aceste aspecte sunt decise pe moment, în termen scurt, în funcție de realitățile politice pe care sunt atestate în țară. Dar contează faptele reale. Deci, anume real ce se întâmplă în Republica Moldova, dacă justiția este reformată, dacă instituțiile funcționează eficient, dacă condițiile de economie de piață sunt respectate. Deci Moldova poate beneficia în urma acestor fonduri dacă va fi eficient în vectorul său de dezvoltare europeană, indiferent ce scrie în Constituție. Mai mult, unii experți consideră că încă este prea devreme să vorbim despre modificarea Constituției. În primul rând, modificarea Constituției nu se face în mod automat. E nevoie de niște avizii a Curții Constituționale, în general, cum se va desfășura acest proces. Asta va dura, modificarea Constituției va depinde și de cine se va afla în fruntea țării. S-ar putea ca turul 2 să fie câștigat de Alexandru Stoianoglu și atunci lucrurile se complică foarte rău pentru doritorii de a schimba Constituția. Precizăm că după numărarea tuturor proceselor verbale din țară și de peste hotare, reiese că modificarea Constituției în vederea aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană a fost susținută de 50,38% din alegători. Împotrivă s-au arătat 49,62%, formându-se o diferență de doar 11.276 de voturi. Rezultatele finale urmează să fie trimise la Curtea Constituțională, care trebuie să se expună în 10 zile privind validarea acestora. Potrivit fostului președinte al Curții Constituționale, Alexandru Tănase, dacă înalta curte va constata că cerințele legale pentru validarea referendumului au fost îndeplinite, textul din buletinul de vot va deveni text de Constituție.